Cetățeanul în centrul preocupărilor administrației locale. La Slobozia se va deschide al 15-lea birou teritorial al Avocatului Poporului, care va acoperi județele Ialomița, Călăraș, Giurgiu, Telorman și Ilfov. Astfel, toți cetățenii ale căror drepturi sau libertăți sunt vătămate de autoritățile publice se pot adresa cu petiții instituției Avocatului Poporului, care va avea sediul la Slobozia. Avocatul Poporului Renate Weber a mulțumit autorităților locale pentru sprijinul acordat în deschiderea biroului teritorial, atât de necesar, luând în considerare că Avocatul Poporului oferă protecție oricărui cetățean care se simte nedreptățit de faptele funcționarilor publici. Mă bucură foarte tare faptul că putem pune umărul și noi, administrația din Slobozia, pentru a sprijini un proiect național de transparentizare și de sprijin al cetățeanului, de transparentizare a activităților publice și de altă natură, și de sprijin pentru cetățeanul, contribuabilul și, să spun, partenerul nostru principal. Prezența doamnei arată că suntem o administrație credibilă. Mă bucură faptul că am putut să oferim posibilitatea ca la Slobozia să se înființeze un centru, urmează să se înființeze un centru. În conformitate cu legea noastră de organizare, noi avem un sediu central la București și avem posibilitatea ca la nivel local să avem 15 birouri teritoriale. Din motive care îmi scapă, instituția a avut până acum 14. Deci în 14 locuri din această țară noi avem birouri teritoriale. Exact în sudul țării, pe o suprafață destul de mare, pentru că ar fi o competență teritorială care acoperă 5 județe, Ialomița, Călăraș, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, deci exact în zona aceasta, nu știu de ce, dar nu a fost înființat până acum. În urmă cu câteva săptămâni am avut o discuție cu colegii mei și am zis să facem primii pași, să vedem în ce măsură autoritățile locale ar dori să sprijine crearea unui asemenea birou, pentru că fără sprijinul autorităților locale e foarte dificil, fiind vorba și de un spațiu, mă rog, sunt chestiuni logistice care trebuie rezolvate. Spre bucuria mea, și chiar sunt foarte bucuroasă și mulțumesc foarte mult domnului primar pentru asta, deschiderea domnului primar a primăriei din Slobozia a fost și este totală. Au și identificat rapid un spațiu și mai mult decât identificarea aceasta, care sigur ne ajută, e vorba de dorința de a transparentiza activitatea autorității locale în sprijinul cetățeanului. Pentru că, de fapt, ceea ce face instituția Avocatul Poporului este, în 99% din activitatea noastră, să lucreze cu oamenii pe cazuri individuale. Ori de câte ori oamenii consideră că drepturile lor, libertățile lor, au fost într-un fel restricționate, atinse de administrație, ei se pot adresa instituției noastre. Instituția Avocatul Poporului contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre persoanele fizice și autorități prin mediere și dialog, în scopul soluționării problemelor cetățenilor. Cele mai multe dintre petițiile primite de această instituție se referă la chestiuni în legătură cu drepturile salariale, drepturile pensionarilor, dreptul de proprietate privată, punerea în executare a hotărârilor judecătorești. Instituția aceasta are în principal un rol de mediator. Ea nu este o instituție care să dea sancțiuni, care să pună pe cineva la colț. Nu, ea, în momentul în care vede că o autoritate locală, prin demersurile sale, prin răspunsurile date, a înțeles greșit felul în care trebuie aplicată legea și astfel vatămă o persoană într-un drept al său, noi intervenim și încercăm să lămurim lucrurile. Facem acest lucru mai ales prin anchete pe teren, și în felul acesta mediem între
persoana care se consideră vătămată în drepturile sale și instituția respectivă. Cred că cele mai multe din petițiile pe care noi le primim se referă la chestiuni salariale, la chestiuni de pensii, la chestiuni de punere în posesie, de punere în executare a hotărârilor judecătorești care țin de așa ceva. În fine, sunt multe alte lucruri pe care le managerem, inclusiv drepturile persoanelor care se află în situația de a fi lipsite de libertate, penitenciare fără doar și poate, aresturile poliției, dar și azilele de persoane în vârstă, centrele de plasament pentru copii, ele încă mai există, nu s-au desființat cu totul. Deci, intervențiile noastre, repet, vin din această perspectivă a unui mediator. Și ne bucurăm că putem să facem acest lucru aici, pentru că din statistica pe care am făcut-o, așa, din evaluările pe care le-am făcut, am văzut că numărul petițiilor sau al sesizărilor din oficiu, și vă explic imediat ce e cu ele și acolo am mare nevoie de dumneavoastră, în aceste 5 județe de care vă aminteam, este mult mai mic comparativ cu alte regiuni din țară. Și evident, în momentul acela ați fost întrebarea de ce, și este clar că asta se întâmplă pentru că nici oamenii nu vin către noi, dar nici noi nu suntem suficient de apropiați, inclusiv teritorial, de ei. Eu sper sincer că prezența instituției noastre aici, în al 15-lea birou teritorial, să schimbe aceste lucruri. Biroul teritorial al Avocatului Poporului va funcționa în incinta primăriei municipiului Slobozia cu 4 posturi, printre care și cel al Avocatului Copilului. Ce mai mare deschidere ai putea să ai și mai mare transparență decât să ai un birou al Avocatului Poporului în clădirea primăriei? Și da, biroul teritorial al Avocatului Poporului va fi în clădirea primăriei, cu intrare prin zona de taxe și impozite, și va avea cele două spații, care acum sunt ocupate de casierie și de centru de relații cu publicul. Acest spațiu, în suprafață de aproximativ 60 de metri, va fi pus la dispoziția acestei instituții, printr-o formulă de administrare, îl vom da în administrare, astfel încât activitatea acestui centru să fie cât mai curată, cât mai profesionistă. Considerăm că este obligația noastră să ne transparentizăm activitatea, și acest pas arată că avem curaj. Vă dați seama ce înseamnă ca un om care se simte abuzat de instituția primarului. Poate se simte abuzat de primar prin deciziile pe care le ia, poate se simte abuzat de un funcționar din primărie, se poate duce într-un minut la Avocatul Poporului să depună o plângere și să caute sprijin. Vom muta centru de relații cu publicul, care se va mări ca și capacitate. Vom muta caseria în zona holului principal al primăriei, astfel încât în fiecare dimineață când vin la servici și când toți funcționarii vin la servici, cei care lucrează, cetățeanul, să știe că cineva poate să-i vadă, să știe că au sprijin, să știe că lucrurile sunt de o transparență maximă. Vom muta în casa căsătoriilor și vom modifica și biroul următor, le vom uni ca spații și vom face acolo un centru de relații cu publicul profi, astfel încât fiecare serviciu care are necesitatea relației cu publicul, comunicării cu cetățeanul, să aibă un om acolo, inclusiv o dată pe săptămână, șeful de serviciu, directorul, să fie prezent acolo și să stea de vorbă cu oamenii, să preia din probleme, omul să nu mai fie nevoit să se căciulească, efectiv să se căciulească pe la ușile birourilor cu o problemă, ci acolo să îi se ofere
consultanță de cea mai bună calitate și vă anunț pe această cale că fiecare conversație care va fi purtată între cetățean și cel care lucrează va fi filmată și înregistrată pe modelul Oradea. Acolo așa se întâmplă, nu încălcăm niciun drept, avem obligația să oferim servicii de înaltă calitate și vrem să fim siguri că ceea ce se întâmplă este așa cum noi ne dorim. Biroul teritorial al avocatului poporului de la Slobozia va fi cel mai probabil funcțional din luna iunie. Cu această solicitare a avocatului poporului de a veni în județul Ialomița înainte de toate și cu atât mai mult la Slobozia ca și centru zonal pentru cele 5 județe a fost, pot spune, chiar o binecuvântare pentru noi și pentru cetățenii din Slobozia, în primul rând, pentru că asta arată că preocuparea noastră este chiar de a-l pune pe cetățean în centrul preocupărilor administrative.